Hello, hello! Începem un nou daily vlog într-o zi de joi, adică ziua mea liberă. Ziua de joi e ceva mai liberă pentru mine, dar e ziua în care recuperez, practic, timpul pe care nu-l am în celelalte zile. Joi nu am cursuri, deci nu trebuie să merg la școală, însă o să vedeți în ziua de azi că eu o să fac teme. Am de făcut ceva research despre noul site, cred că în român ar veni SIT. Locația unde o să facem marele proiect pentru studio. Trebuie să fac research despre module de transportare, partea asta publică, adică dacă sunt autobuze, dacă este tren, cum călătoresc oamenii în jurul terenului. Totodată trebuie să documentez și partea de probleme, ce probleme întâmpină oamenii care locuiesc în zona respectivă, în Yorkville, și oportunitățile care sunt în prezent și totodată circulația site-ului. Așa că asta o să fac astăzi și mai am și o temă urâțică la structură pe lemn, facem semestrul ăsta, pe care aș vrea să o termin și totodată pe lângă asta, probabil că ați văzut în titlul vlogului, vreau să merg să-mi schimb ID-ul și carnetul de conducere, pentru că ne-am mutat și trebuie să schimbi adresa și trebuie să te duci în persoană să faci treaba asta. Mi-am schimbat-o online, dar trebuie să mă și prezint la Secretary of State să-mi schimb. Vreau de data asta să-mi fac Real ID. Până acum n-am avut Real ID. Normal, cred că el trebuia făcut anul trecut cândva, dar cu pandemia au tot prelungit perioada. Este un ID ceva mai oficial pentru care îți trebuie mai multă verificare și cu care în viitor o să poți călători în America. Adică dacă nu o să ai Real ID, nu mai poți să călătorești nici cu avionul. Pentru că dacă ești pe teren american, nu-ți trebuie green card sau pașaport, poți călători cu ID-ul. Dar o să fie Real ID, care are, cred că, ceva, nu știu, ca un fel de chip pe el, sau e ceva mai oficial, are și o steluță mare, nu știu să vă zic exact. Și mergem până acolo, sper să nu fie o coadă prea mare, sper din tot sufletul. Mai încolo vreau să trec și pe la Aldi, pentru că ieri am copt niște vinete și vreau să fac salata de vinete, să o termin, ca seara n-am mai avut ulei să fac maioneza, așa că trebuie să iau ulei și să văd ce mai sare în coș. La Aldi nu caut ceva anume pentru că am fost pe weekend la Casco și ne-am cam luat ce aveam nevoie, dar niciodată nu spune niciodată. Am descoperit și o fermă tare drăguță chiar aici lângă noi și ne-am luat câteva fructe și au fost delicioase și roșii. Niște roșii ca de grădină. Nu aș spune că sunt ca alu bunica, pentru că alea sunt mult mai bune, dar se apropie și ne-a alinat așa dorul de roșii de casă. Și apoi mai târziu, cred, sper, e nevoie să ajung și la sală, pentru că cervicala mea este într-o stare deplorabilă. Mă vedeți așa, bine dispusă, aș spune, dar nivelul meu de durere în clipa asta la cervicală, de la stenoza mea, e undeva la 9, cam așa ceva. Cam așa o duc de vreo 5 zile. Și da, vreau să ajung la sală, să fac un pic de bazin, să fac un pic de greutăți pentru spate. Așa că v-am spus tot planul pe ziua de azi. Dacă o să mi se pară că nu surprind destul, poate continui vlogul ăsta și mâine, dar depinde. Îmi dau seama la final de zi cât am trâncănit, ce v-am arătat, câtă informație e, așa că o să vedem. Dar oricum plănuiesc ca săptămâna viitoare să fac un vlog din ăla de dimineață până seara cu viața unui student la arhitectură în America. O să iau o zi care e ceva mai aglomerată ca să fiu sigură că am ce să vă arăt, dar sper să vă placă și vlogul ăla. Și am primit și câteva produse PR, că n-am mai vorbit de mult, ați văzut că am stagnat 2 săptămâni din cauza că a fost dezastru la școală. Am primit 2 produse de la First Aid Beauty, care e unul dintre brandurile mele preferate, atât al meu cât și al lui Crina, în special la Crina, pentru că ea are tenul foarte sensibil și este perfect pentru cei care aveți un ten sensibil, sunteți foarte sensibil la parfum, la tot felul de ingrediente. Ăsta este un brand foarte curat, ceva mai scumpicel, dar eu cred că merită, sincer, dacă, mai ales dacă vreți să investiți pe partea asta de skincare și pentru piele, cred că e important să alegeți un brand bun. Este vitamina C, 10% Brightening Serum, Safe for Sensitive Skin, exact ce vă ziceam eu. Zice că iluminează, este foarte bun și pentru persoanele care încep să aibă riduri sau au deja riduri sau pur și simplu vor un ten mai luminos. Are și vitamina E, așa arată cutia și hai să vedem cum arată produsul în sine. Arată tare bine, așa se prezintă.
Și cred că se rotește. Ah, super interesant. Și apeși pe pompiță. Foarte tare. Și celălalt este Hydrating Serum. Cred că pe asta o să-l și încep, sincer, cu acid hialuronic. Hai să vedem. Cred probabil că sticluța arată tot la fel. O, da. Tot așa se rotește. Astea sunt cele două sticluțe. Da, sunt super încântată. Și am mai primit de la Patchology niște măști. Cred că sunt patru măști. Ia uite. La astea țin minte și prețul. Cred că sunt undeva la 20 de dolari, 20 ceva de dolari, patru măști. Destul de ok. Acum depinde dacă simți vreun efect. Hai să vedem. Na, nu, nu se văd. Poate că o să încerc de seară una și vă spun. Hydrate pentru hidratare, are hyaluronic acid, vitamin B5. Da, și zice că trebuie să o ții pe față 5 minute. Deci e ceva mai scurt, nu trebuie să stai 20 de minute cu ea. Și am mai primit un produs de care, sincer, îmi place, dar mi se pare că au niște probleme la felul în care l-au conceput. Pentru că l-am folosit deja, eu l-am pus înapoi în sticluță, în cutie ca să vă pot arăta. Așa arată, este pentru ochi și eu sunt regina cearcănelor, dacă e posibilă, dacă e posibil așa ceva, dacă există un premiu pentru cele mai pronunțate cearcăne, al meu ar trebui să fie. Așa că am fost super încântată să încerc serumul ăsta pentru cearcăne, zice că pentru a lumina zona de sub ochi, însă ce nu-mi place este rola, așa arată. Stai că cred că e foarte mică și la început te zgârie destul de tare pe sub ochi, pentru că fiind atât de mică, tot timpul freci cumva pielea cu marginea. Așa că nu prea am fost încântată. Produsul în sine îmi place, dar nu-mi place ambalajul. Asta a fost micul haul de produse și ce mai îmi pun pe ten în ultima vreme sau ce vreau să încerc pe viitor, mai bine zis. Așa că vorbim mai încolo, cred că merg să mă schimb, pentru că în curând trebuie să plec la DMV. O să-mi iau ceva mai deschis la culoare. Cred că background-ul este albastru la poze, așa că poate mi-au ceva alb, să fie cât de cât așa basic în pozele de buletin, cum ar veni, de ID și de driving license. Ok, n-am mai apucat să vorbim. E foarte cald în mașină, îmi pare rău dacă auziți puțin AC-ul pe fundal. N-am apucat să vorbim pentru că nu mi-am găsit green card-ul și aveam programare și am întârziat. Mi-am mai făcut între timp o nouă programare, am găsit green card-ul, dar de asta n-am mai apucat să vorbim pentru că am fost pe fugă până aici și am avut o experiență foarte, foarte faină. Totul a durat cam 40 de minute, dar mi-am făcut și ID-ul și carnetul de conducere l-am reînnoit și durează tot procesul, că intri, trebuie să arăți toate actele, dovezile, tot ce trebuie. Apoi mergi să-ți facă poză, de la poză mergi la o altă doamnă care te înregistrează, apoi trebuie să mergi la cashier, și apoi trebuie, după ce treci de cashier, trebuie să mergi la zona de update, unde îți printează ID-ul și carnetul de conducere pe o hârtie. Și cu hârtia aia conduci până când îți va trimite în poștă ID-ul. Nu știu cât durează, vreo 2 săptămâni, chiar nu știu, n-am mai întrebat. Și da, a fost o experiență foarte plăcută, pentru că eu am avut în trecut experiențe neplăcute la DMV. Am fost la Lombard, deci dacă stați în zona de sud-vest, sincer recomand Lombard. Încă de la intrare până la ultimul... Până la ultima persoană cu care am avut contact, toată lumea mi-a zâmbit, toată lumea a fost foarte drăguță, și recomand mult DMV-ul din Lombard. În schimb, de exemplu, în Naperville, care e o suburbie foarte înstărită, am avut în trecut experiențe foarte neplăcute. Acolo am dat și carnetul, și am avut un examinator groaznic și a fost așa o experiență traumatizantă și nu recomand deloc DMV-ul din Naperville. Acum, poate eu am avut ghinion, nu știu, dar uite aici a fost și Ionuț acum 2 săptămâni și mi-a zis o să-ți placă că sunt foarte amabili și drăguți și eu am avut aceeași experiență ca Ionuț. Așa că, da, mergem mai departe, o să mă uit să văd unde am în zonă un Aldi, am văzut că este unul în Villa Park și ar fi în drum, așa că cred că o să trec pe la Aldi. E foarte cald afară astăzi, nu știu să vă zic în
Celsius, pentru că mașina asta văd că e trecută în Fahrenheit, dar sunt 73 de grade Fahrenheit și mă cam coc. Mi-am și luat cămașa asta neagră cu mânecă lungă și blugi, dar e ok, e ok. Mai simțim și noi puțin căldură. Uite, poate vă arăt măcar așa, acolo este DMV-ul, nu este niciun nor pe cer, e însorit, senin și destul de cald. Și aici e parcarea de la DMV și acolo. Și normal, dacă ar fi să dai examenul, cred că trebuie să mergi în spate la DMV cu propria ta mașină. Asta iar e un lucru interesant în America, că mergi cu mașina ta, mergi în spate și acolo te primești un examinator și în general durează 5-10 minute maxim tot examenul. Ok, mă gândeam să fac mini-haul-ul ăsta alimentar aici în portbagaj, să, când ajung acasă să pot să le pun direct în dulap și frigider. Așa că toate astea de aici au costat 33 de dolari, din câte țin minte. Am luat salată, asta e foarte faină, o pun în frigider și ca tips să țină mai mult, pentru că începe să se veștejească ca orice salată. Eu când o cumpăr pun un șervețel din ăla de bucătărie, din hârtie, îl pun aici și absorbe din umiditate și atunci o să rămână fresh mai mult timp. Am luat și ceva soluție pentru baie. Am mai luat ceva dip cu cauliflower, adică conopidă. Ăsta am mai avut în trecut și e foarte gustos. N-am mai încercat varianta asta cu roasted chile and pepper jack. Acum să vedem cum e. Am luat și ceva ulei de măsline, n-am mai încercat varianta asta de la ei și să vedem cum e. O grămadă de conserve, de roșii, ciuperci, astea sunt scumpe, e un dolar o conservă din asta mică de ciuperci, celelalte cred că sunt 70 ceva de cenți, sweet peas, am luat acolo și ouă, ulei pentru maioneză, ce o să fac astăzi pentru salata de vinete, am mai luat niște struguri roșii și o cutie de cereale din astea cornflakes. Așa că da, asta este haul-ul. Bun, cumpărăturile sunt gata, urmează să merg acasă, cred că să mă pun să mănânc ceva, că astăzi n-am mâncat deloc. O să-mi fac un sandwich cu dipul ăla de conopidă, să vedem cum e, și cu roșiile pe care le-am luat de la fermă. Și cred că o să am un mic dejun, prânz delicios, pentru că e deja 11:10 și trebuie să mai beau apă, pentru că la hidratare stau prost. Da, mergem acasă, mănânc, apoi cred că o să fac salata de vinete. Vinetele le-am copt ieri în air fryer și a fost de vis. Îmi place foarte mult, nu se mai face fum în casă, e curat. Se coc foarte bine, mult mai simplu și nota 10 la partea de vinete, în air fryer, perfect. Dar aseară n-am mai avut ulei, așa că n-am putut să fac până la capăt salata de vinete, o să o termin astăzi. Și apoi cred că o să mă apuc de teme în sfârșit. Plănuiam să mă apuc mai repede, dar asta e, așa zboară timpul când ai lucruri de rezolvat, că e șocant. O să mă apuc de teme și după cândva, mai târziu, o să mergem și la gym, la sală. Da. Am de condus, văd că 18 minute până acasă. Hai, punem muzică și ajungem acasă. Un mic update. După cam o oră de muncă,
Am început să fac un PDF cu informații despre transportation, despre modul în care se deplasează oamenii în Yorkville și am găsit câteva informații interesante. Zice că media de travel to work, adică să te duci la muncă, e de 35 de minute. 85% dintre cei care locuiesc în Yorkville conduc singuri, deci merg la muncă cu mașina. 7% împart mașina cu cineva. 3% folosesc trenul, 3% lucrează de acasă și 1% merg pe jos. Și mai era încă un 1% cu altele, others. Deci, da, interesante statistici. Dar clar e că predomină mașina privată, 85% în suburbia asta. Ok, am trecut la următorii pași și mi-am downloadat aici o hartă de pe un generator de hărți care urmărește Google-ul, dar îmi place că îți dă niște culori pe care tu le alegi și urmăresc acolo viteza cu care merg mașinile în străzile din jurul site-ului. Aici avem noi teren, e un teren foarte, foarte mare și vreau să desenez în Procreate viteza cu care circulă mașinile pe străzile astea principale care sunt în jurul site-ului. Aici poți să și setezi ora, acum e live, dar o să setezi dimineața, la prânz și seara și o să fac așa un fel de statistică ca să le prezint elevilor care e atmosfera în jurul site-ului, pe care am văzut-o și noi ieri, pentru că ieri am fost să vizităm locația și e un pic nasol, în special strada asta principală de aici e foarte, foarte aglomerată. Foarte, și mașinile circulă foarte repede, e o zonă de tranzit. Sunt o grămadă de camioane care merg în zona aia, așa că e un pic dificil cu sunetul și nu e foarte sigură zona respectivă. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't tell what you need. E dimineața, seara nu am mai vorbit, e ora 8 dimineața și eu mă apuc de teme. Ăsta este due luni, azi e vineri, dar aș vrea să văd dacă reușesc măcar primul exercițiu să-l fac și apoi aș vrea să ajung la sală, pentru că aseară de asta nu am mai filmat, că nu am mai ajuns la sală. Am făcut până la urmă chifteluțele în air fryer, am filmat ceva, dar foarte puțin. Nu sunt sigură cum o să vedeți voi clipurile, dar probabil că faza aia o să o vedeți în clipul cu air fryer, dar au ieșit foarte, foarte bune. Nu sunt sigură dacă clipul cu air fryer vine înainte de vlogul ăsta sau după vlogul ăsta. Probabil o să fie în funcție de cum reușesc să editez. Țeata de vinete a ieșit și ea delicioasă și da, acum încerc să fac partea asta și vorbim mai încolo când o să ajung și eu la gym, să sperăm, înainte să merg la școală. Un mic update de la ora 10, deci după 2 ore de muncă. Am reușit să-mi fac tema la DC3 și primul exercițiu de la lemne și cred că asta e. Asta e tot pentru dimineața asta. O să mă relaxez puțin și apoi mergem la sală. Am avut de făcut un studiu pe treaba asta cu trusses. Asta e o clasă specifică pentru grasshopper, pentru cunoscători și asta a fost tema mea pe luni. Mă bucur că am reușit să o termin azi de vineri, o să fiu ceva mai liberă, pot să mă odihnesc pe weekend. Și practic ce face programul ăsta e un fel de coding, adică programez totul prin aceste conexiuni și cam asta se află în spatele la ceea ce vedeți aici. Avem aici din nou un mic dejun spre prânz, roșii de la fermă, chifteluțele pe care le-am făcut aseară delicioase, salată de vinete tot de ieri și cred că o să iau masa afară pe balconaș. Da, voiam să mă laud cu roșiile astea delicioase și celelalte două lucruri pe care le-am gătit ieri. Hai, poftă bună!
Așa că n-am mai povestit de mult timp din poziția asta de pe canapea. Ideea e că m-am pregătit de sală, pregătit. Mi-am luat un tricou, tricou ăsta îmi place mult, e cumva un protest la efortul pe care noi femeile îl punem să stăm, să fim frumoase și zice stay pretty în la H&M și m-am mulțumit de fiecare dată când îl port. Așa că l-am luat astăzi la sală. Mi-am pregătit atât geanta de sală cât și ghiozdanul, pentru că trebuie să-mi car laptopul și tot ce am nevoie, plus haine de schimb, că na, nu o să mă duc așa îmbrăcată la școală. Mi-am luat cămașa pe care ați văzut-o ieri, aia neagră, și blugi și Adidas, și o să rămână aceeași. Dar, mă pregătesc să merg la sală. Vreau să fac puțină forță pentru spate și sper eu să apuc să și înot puțin. Și vreau să mă întâlnesc cu Ionuț pe la ora 12, pentru că el a fost la ceva magazin ăsta care pregătește tot felul de ciocolăți, deci ciocolaterie, nu știu exact cum se numește, artizanală, și mi-a cumpărat la vrac câteva din modelele lor. Ionuț zice că arată extraordinar. E foarte, foarte fancy și luxos brandul ăsta de ciocolăți și eu nu-ți-au avut un delivery acolo și eu zis că trece pe lângă casa noastră și ar vrea să le lase ca să nu se topească până la sfârșitul zilei, așa că eu aștept acum el să ajungă în zonă și să fug, să iau ciocolățile, să le pun în frigider și apoi să mă duc liniștită la sală. Vreau să vă spun că am o obsesie pentru parfumul, cred că v-am vorbit despre el, despre Powdery Coconut, deși am toată selecția asta, plus încă câteva parfumuri care nu sunt aici, cel mai des pe care pun mâna este ăsta, Powdery Coconut, de la Dossier. Este varianta unisex, dar mie îmi place maxim și astea sunt foarte faine și îmi plac mult, plus ăsta de la Carolina Herrera, Good Girl, e favoritul meu, cred că. Dar, sincer, nu pentru perioada asta, cred că un pic când se răcește. Cel de la Trezor, și ăla îmi place mult, dar în ultima vreme se și vede că toată treaba asta cred că am consumat-o într-o săptămână, două săptămâni, doar cu ăsta mă parfumez și mă gândesc să-l las în mașină, dar cred că încă e foarte cald și nu știu dacă nu o să afecteze parfumul, dar oricum astăzi îl iau cu mine pentru că vreau să merg la sală, o să fac duș și după am nevoie să îmi prospătesc totul cu un parfum, așa că ăsta vine cu mine la sala astăzi. Îmi place și sticluța mult de tot, e super drăguță. Uite-l acolo! Ce-a plăcut asta? Ce nu face omul pentru ciocolată? Așa arată ciocolata, nu e foarte multă lumină în bucătărie, au fost $23 toată treaba asta și cred că o să o gust pe asta cu tofifi. Oh, ce bine arată! Hai să vedem. English toffee. Hai să desfac, mă descurc eu cu o mână și să vedem ce gust are. Nu m-au zis atât de bine pentru că e cu telefonul acum, dar n-am mai luat camera. Hai să așa arată. E un fel de baton. Vai cum e asta. Asta e raiul caramelului. Un alt lucru, pe lângă fistic, care îmi place foarte mult, cred că fisticul e pe primul loc și apoi caramelul. Mamă cum e, asta e bombă calorică, diabet instant. Nota 10. Am preluat mașinuța, mi-am așezat aici geanta de sală și acolo jos ghiozdanul. O să dau drumul la aer pentru că mă coc aici. Am și apa, dar o să mai umplu, reumplu. Sper să o beau pe asta la sală și apoi înainte să plec o să ne umplu pentru că avem acolo zona unde poți să-ți umpli sticla de apă. Și da, cam asta e. Sper să reușesc să mă încadrez într-o oră și 10 minute, cam atât pot să stau maxim. Dar e ok că vreau să fac câteva aparate doar pentru spate, un pic de încălzire probabil ori la scări, ori la treadmill, la bandă de alergat. Și apoi bazine. Sper să fac vreo 5 sau 6 așa duble. Deci 5-6 bazine duble, cum ar veni 10. O să vă arăt cum arată zona de bazin. Sper să nu fie oameni, că dacă sunt oameni, atunci nu o să filmez, că mi se pare, adică nici nu aș vrea să filmeze nimeni bazinul când sunt înăuntru. Dar dacă nu e nimeni, o să vă filmez și zona de bazin. Asta toată este sala.
E nouă, nu știu exact când au deschis-o, dar din câte am înțeles e o sală mai nouă. Și este varianta de Signature Club. În zona aia acolo este bazinul și acolo este zona de forță, care e împărțită și aia pe mai multe categorii. Și sala pe ziua de azi în mașină de coci. Mi-am prins părul, era liber, arăta foarte bine. Cred că până ajung la școală o să fie terci, dar mă bucur că am reușit să mă aranjez. Nu știu ce cerșei nu stau pe partea care ar trebui să stea. Cred că trebuie să rotez puțin chestiuța asta, dar îmi plac foarte mult cerșeii ăștia. Și mă duc spre școală, am jumătate de oră de condus, o să-mi pun muzică și încerc să mă relaxez înainte de studio, pentru că am un profesor care... Nu am cuvinte să-l descriu. Cam toți șapte, că sunt doar șapte studenți în secțiune, toți avem o problemă cu el și na, încerc să mă adun ca să pot să-i fac față. 4 ore am astăzi de stat cu el și nu prea am energia necesară să-l suport, dar asta e, mergem mai departe. V-am pupat, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest vlog haotic cu de toate și ne vedem în curând la un nou vlog. Până atunci, vă doresc să fiți sănătoși, că asta e cel mai important, și să aveți o săptămână minunată în continuare. Pa, pa! Oh, baby.